Did you say dance? Bună, sunt Ioana și ne revedem pentru a discuta cei patru scriitori care m-au fascinat pe mine. Aceștia sunt în ordine crescătoare: Cioran, Dostoevski, Kazantzakis și Simona Popescu, adică în ordinea în care i-am descoperit. Însă cum am început cu Simona Popescu, vom merge în ordine descrescătoare către Kazantzakis. El este cel mai cunoscut pentru romanul său Alexis Zorba, un roman în care învia amintirea prietenului său, cel care era de fapt opusul său, sau poate ca o parte complementară, căci Alexis era cel care își urma dorința de a simți plăcere, dansa, cânta, tot timpul făcea ceea ce îi vine în minte, în timp ce Kazantzakis prefera să scrie despre asta. Însă cartea pe care o voi discuta și în care mi-am găsit ideile într-o foarte mare măsură se numește Raport către El Greco. Raport către El Greco este o descriere a urcușului, așa cum îl numea Kazantzakis, către găsirea sinelui sau a lui Dumnezeu, sau și puțin încercarea de a găsi o esență a lucrurilor. Iată, începe cu capitolul Raport către El Greco, în care avem un vis foarte interesant, în care Kazantzakis presimte că divinitatea se apropie de el și că în sfârșit îi va putea vedea fața și îi va vorbi. Spune: aș fi vrut să-i vorbesc deschis, să-i vorbesc despre suferințele omului, ale păsării, ale pomului, ale pietrei. E dreaptă dorința noastră de a nu muri. În mâini țineam o petiție semnată de toți: pom, păsări, animale și oameni. Părinte, nu vrem să mai fim devorați de tine. Dar își dă seama că cel care se îndreaptă spre el este de fapt un bătrân, un strămoște al său, un grec. Este străbunul său care vrea să-i povestească lupta lui ca să se simtă eliberat. Spune: ascultă-mi povestea vieții, străbune, și dacă am luptat alături de tine, dacă am fost rănit și n-am îngăduit nimănui să-mi știe suferințele, dacă niciodată n-am întors spatele inamicului, dă-mi binecuvântarea ta. Cu alte cuvinte, dă-mi binecuvântarea ta să pot muri în liniște, dacă mi-am urmat destinul sau scopul în viață. Și începe astfel să discute despre strămoși, despre copilărie, despre călătoriile sale. Despre strămoșii săi amintește că aceștia erau din partea tatălui de origine arabă. Erau oameni pasionali, oameni care erau dispuși să plece la luptă, oameni care n-aveau teamă de Dumnezeu, în timp ce bunicii de pe partea mamei erau legați de pământ, țărani care aveau credință în Dumnezeu, care erau împăcați cu soarta și răbdători. Și spune el că aceste forțe s-au luptat tot timpul în sufletul lui. Spiritualitatea, căutarea pasiunii, hedonismului, lupta și cu ideea de pace, stabilitatea, calea, Dumnezeul, liniștea. Mai departe vorbește despre o călătorie a sa și cum la un moment dat, în noapte, simte nevoia să strige: vă distrug pe toți. Simte că o fiară din el iese la suprafață și se gândește că strigătul fiarei poate fi acoperit doar de bunătate, doar de partea, latura aceea bună din noi. Mai departe, vorbește despre perioada copilăriei sale și despre cum aceste evenimente, aparent banale, sunt cele care cumva devin revelații pentru ceea ce vom fi ca și adulți. Când eram mic, mi-amintesc că îmi plăceau cireșele mai mult decât toate fructele. Umpleam o găleată cu apă din fântână, băgam în apă cireșe roșii sau negre, le învârteam, mă aplecam și mă minunam cât de mari păreau sub apă. Când le scoteam, observam, spre marea mea dezamăgire, că iar se făceau mici. Atunci închideam ochii să nu le mai văd mici și le vâram așa mari cum îmi închipuiam că sunt, în gură. Acest amănunt nesemnificativ, revelat în totalitatea sa, e felul meu de a privi realitatea, chiar și acum, la bătrânețe. O recreez mai strălucitoare, mai bună, mai pe măsura scopului meu. Mintea strigă, explică, demonizează, protestează, dar dinăuntru meu se înalță un glas: potolește-te, minte, hai să vedem ce spune inima. Care inima? Nebunia, esența vieții. Și inima începe să vibreze, pentru că nu putem schimba realitatea, hai să schimbăm felul de a vedea realitatea, zicea un mistic bizantin. Mai departe trece la a discuta despre lupta Cretei cu turcii. Creta aflându-se sub autonomia Imperiului Otoman până în anul 1898 și intrând în componența Greciei în 1913. Lucut străbunii săi se luptaseră cu turcii și el simte de mic această dorință de eliberare și chiar începe să gândească
elementele sale contradictorii, dorințele sale în termenii luptei între bine și rău și a Cretei împotriva turcilor. Ceea ce bun era bun era Creta, ceea ce era rău era Turcia. Primul pas era să mă eliberez înainte de toate de turci, apoi să scap de turci dinăuntru meu, să scap de ignoranță, de răutate, de invidie, de frică, de lene, de ideile false și în cele din urmă, de idoli, de toți, chiar și de cei mai venerați și mai iubiți. Căci asta spune foarte des, era subjugat de ideile sale, dar aceasta este de fapt o atitudine specifică tinereții, așa cum o vedeam. Când începe să citească cărțile sfinților și spune că aceasta este cea de-a doua mare pasiune a sa, de a fi sfânt. Această idee o aveam și eu. Mă gândeam că nu pot lupta împotriva răului și cum nu pot parcă nici trăi într-o lume în care ele pot să conviețuiască cumva împreună, fără ca eu să înțeleg cum. Atunci să mă retrag din lume și să trăiesc în liniște undeva. Dar știam că, adică nu mă vedeam niciodată, nu am fost aproape de pasul ăsta, cât încercam să mă imaginez pe mine acolo și mă gândeam că voi fi liniștită, dar apoi știam că în scurt timp o să am din nou nevoie de oameni, să discut cu ei, să avem momente divine împreună, nu doar eu și acest Dumnezeu pe care îl căutam. Și la mine era mai degrabă, deci nu era dintr-o credință a mea fenomenală, ci mai degrabă din frica de necredința mea, pentru că nu credeam în nimic și mă gândeam că fac rău oamenilor din jurul meu, pentru că tindeam să încerc să-i conving și pe ei de asta. Apoi spune că se plictisește de cărțile sfinților și că începe să le citească pe Cervantes și eroul său Don Quixote. Spune că îi se părea un martir care a pornit în căutarea esenței în ciuda râsetelor. Există o singură esență, mereu aceeași, până acum omul n-a descoperit alt mod de a se înălța decât să înfrângă materia și să supună individualul unui scop care transcede individualul, chiar dacă acest scop este generic. Datoria noastră este să ne fixăm un țel mai presus de interesele individuale, mai presus de obiceiurile comode și plăcute, mai presus de noi înșine, de râsuri disprețuitor, de foame și chiar de moarte. Să ne strădim zi și noapte să atingem acest scop. Chiar dacă nu-l atingi, să nu te oprești niciodată din urcușul tău. Numai astfel viața capătă noblețe și coerență. Urmează apoi 4 ani de facultate la Atena, unde are revelația frumuseții privind arhitectura greacă. Și mi-aduc aminte de revelația frumuseții în ziua în care am început eu să citesc această carte. Stăteam pe prispa casei bunicii mele și soarele bătea. Și mi-aduc aminte că mă duceam la mama și îi spuneam cât de fericită mă face cartea asta. Și pur și simplu lumina aceea soarelui, un lucru atât de frumos și simplu pe care tindem să nu-l luăm în seamă din cauza grijilor noastre, mă făcea fericită. Și spune el privind templul lui Poseidon, atât de mare mi-a fost bucuria în clipa aceea, încât admirând frumusețea Greciei, am simțit că cele două rând s-au vindecat și că lumea, așa trecătoare cum era ea, chiar pentru faptul că era trecătoare, avea valoare. Rănile dorinței de a înțelege de ce murim și de ce trăim. Întors pe plaiurile natale, aude cântecul oriental al unei femei și spune pieptul femeii care cânta nu era stăpânit de dragoste, nici de misterul îmbrățișării bărbatului cu femeia, nici de dorință sau de bucuria unui fiu. Era stăpânit de un strigă, de o chemare. Să spargem hotarele moralității, rușinii și speranțe, să ne pierdem, să ne unim cu un fricoșătorul iubit care stă în întuneric în așteptare, chemându-ne ca o vrajă și pe care îl numim Dumnezeu. În noaptea aceea, ascultând cântecul dureros și răscolitor al femeii, am simțit că dragostea, moartea și Dumnezeu erau același lucru. Și cred că acestea sunt același lucru pentru că toate trei înseamnă, de fapt, încetarea acelor voci care vorbesc, care ne vorbesc nouă împotriva noastră. Încetarea acelor griji, acelor neînțelegeri, atât în dragoste și în moarte cu totul sau în Dumnezeu, găsim nevoia de a fi mai bun, de a ne depăși fricile. Și curând după acest moment, începe să scrie despre prima fată cu care s-a iubit el, culmea, într-o biserică, trezindu-se și simțind privirea
atotputernic al lui, a Hristosului de pe cruce deasupra lui, începe să scrie despre această experiență și spune că îi se părea mai frumoasă acum și că atunci cumva n-a știut să o aprecieze. Scrie pentru a uita de faptul că s-a simțit vinovat față de acea fată, că nu i-a mai spus nimic. Scrie în mod terapeutic. Are și un moment de orgoliu, care mai târziu îl atribuie de asemenea tinereții. Spune, această luptă între realitate și imaginație, între Dumnezeul Creator și omul Creator, m-a amețit o clipă. Iată drumul meu, iată datoria mea, îmi ziceam umblând omor în sus și în jos prin ploaie. Orice bărbat apreciază statura dușmanului care urmează să lupte. Chiar dacă m-ar fi dus la pierzanie, îmi plăcea să mă lupt cu Dumnezeu. El a creat lumea din noroi, eu am creat-o din cuvinte. El a făcut oamenii așa cum îi vedem, târându-se pe pământ. Eu i-am făcut din aer și imaginație, materie din care visele sunt țesute, am creat un alt om, cu mai mult suflet, în stare să reziste ravagilor timpului. În vreme ce omul creat de el moare, al meu trăiește. Urmează călătoria în Italia, în care rănile se redeschid în fața fuseții vieții și a ceea ce ne răpește moartea. Nu există forță nicăieri pe pământ, făcătoare de imperii precum sufletul omului. Cucerește și se lasă cucerit al rândul său, dar își consideră imperiul întotdeauna prea strâng. Simțind că se sufocă, vrea să ia stăpânire lumea ca să respire în largul său. De câte ori am admirat trupurile minunate din pictura renașterii, trupurile divine, parcă nemuritoare. Mă cuprindea o tristețe și o indignare insuportabile pentru că toate formele divine care au fost pretextul acestor picturi s-au întors în țărână și au putrezit. Pentru că frumusețea și gloria omului rămân în lumina soarelui într-o clipă. Sufletul nesofisticat al tânărului nu poate să admite fără să sufere că frumusețea ajunge nimic. Că Dumnezeu nu binevoiește să ridice brațul să facă nemuritoare. Dacă aș fi Dumnezeu, zice tânărul, aș împărți nemurirea cu dernicie, n-aș lăsa trupul perfect sau sufletul vitea să moară. Ce fel de Dumnezeu e cel care aruncă frumos și urât, curaj și lașitate, în aceeași grămadă de gunoi? Calcă peste ele fără nicio deosebire și le-a zburile în noroi. Ori nu e drept, ori nu e atotputernic, ori pur și simplu nu înțelege. Tânărul adeseori, fără să știe, își modelează tainic în el un Dumnezeu de care să nu se rușineze. Vorbește despre cum călătorește, cunoaște oameni, dar în același timp parcă nu-i plac atât de tare oamenii, ceea ce ne aduce aminte de ceea ce spunea Simona Popescu, că prefera cărțile oamenilor și spune, n-am fost niciodată misantrop. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii, dar de la distanță. Când cineva venea să mă vadă, cretanul din mine se trezea și era o adevărată sărbătoare să salut un oaspete în casa mea. O vreme mă bucuram, îl ascultam, îi arătam înțelegere și dacă puteam să-l ajut în vreun fel, o făceam bucuros. Dar când discuția și întâlnirea se prelungeau prea mult, mă retrăgeam în mine și doream să fiu lăsat în pace. Oamenii simțeau că nu prea îmi lipseau, că puteam trăi și fără poveștile lor și asta nu mi-o puteau ierta. Erau totuși câțiva oameni cu care aș fi stat oricât, fără să mă plictisesc. Și în curând întâlnește pe prietenul său, Angelos Sikelianos, un poet grec contemporan lui și care va merge către muntele Athos. Cu acest Angelos, care era o fire mai narcisistă, are o discuție despre eu. Îi spune, ai făcut un lucru de mare curaj vrând să depășești hotarele omenești, dar e tot un lucru de mare curaj să admiți aceste limite fără frică și fără disperare. Ne lovim cu capetele de gratii, multe se vor sforma, dar într-o zi vom răstrobi și gratiile. Capul care le va zdrobi trebuie să fie al meu, iată ce vreau, a declarat el cu încăpățânare și a zvârlit un pietroi mare. Al meu, a strigat, al nimănui altcuiva. Am zâmbit. Al meu, eu. Era o teribilă închisoare, turnul fără uși, fără ferestre în care se afla închis prietenul meu. Știi care e cel mai înalt pisc la care omul poate ajunge? L-am întrebat în dorința de a-l îmbărbăta. E să cucerească sinele, eul. Când vom ajunge aici, numai atunci Angelos vom fi salvați. Kazantzakis la întâmplare îi spune că voi lua cu ochii închiși o carte și despre ce este cea carte, acolo ne vom duce și astfel ajung la muntele Athos. Și Kazantzakis se gândește serios să se călugărească. Și acum voi citi un dialog mai lung, în care chiar am simțit înțelegerea pe care o căutam. Aici, Kazantzakis îi spune unui călugăr că e încă tânăr și că mai are timp să aleagă ce drum vrea al
pocăinței sau drumul traiului în lume. Bătrânul cu două lacrimi prăvălindu-se pe ochi spune: sunt sigur de bunătatea lui Dumnezeu care învinge și iartă păcatele omului. Și eu sunt sigur de bunătatea lui, cu alte cuvinte, poate să-mi ierte insolența tinereții. Vai nouă dacă depindem numai de bunătatea lui Dumnezeu. În acest caz, virtutea și viciul ar intra în rai braț la braț. Și nu credeți, părinte, că bunătatea lui e destul de mare să îngăduie acest lucru? După ce am spus vorbele astea, prin minte mi-a fulgerat un gând, poate lipsit de pioșenie, dar cine știe, poate de trei ori mai sfânt. Gândul că va sosi timpul perfectei mântuiri, al perfectei împăcări, când flăcările iadului se vor stinge și Satana, fiul risipitor, va urca în rai, va săruta mâna tatălui cu ochii plini de lacrimi. Am păcătuit, va striga, și tatăl, deschizând larg brațele, va spune: bun venit, fiul meu, iartă-mă că te-am chinuit atât de mult. Dar n-am îndrăznit să rostesc acest gând. Vreau să spun, părinte, că un sfânt, nu mi-amintesc acum care anume, nu-și putea găsi odihna în rai. Dumnezeu i-a auzit suspinele și l-a chemat la judecată. Ce este? Ce te face să suspini? A întrebat el. Nu ești fericit? Cum ai vrea să fiu fericit, Doamne, a răspuns sfântul, când chiar în mijlocul răului este o vale a plângerii. Ce vale? Lacrimile celor osândiți. Ascetul și-a făcut cruce cu mâna tremurând. Cine ești? A întrebat cu un glas de parcă își dădea duhul piei din fața mea, Satană. Părinte, am spus, eu n-am venit aici să te duc în ispită, nu sunt cel ce duce în ispită, sunt un tânăr care vrea să creadă cum credea bunicul său, care era țăran, simplu și naiv, fără să-și pună întrebări, dar nu pot, vreau, dar nu pot. Vai de tine, vai de tine, nefericit copil! Vei fi devorat de minte, vei fi devorat de eul tău, de tine însuți. Știi că Lucifer, acela pe care îl aperi și vrei să-l scapi, a fost azvârlit în iad? Și asta pentru că s-a întors spre Domnul și a zis: eu? Datorită acestui eu, acestei conștiințe de sine, omul a fost separat de animale, nu-l disprețui, părinte Macarius. Datorită acestei conștiințe de sine, omul a fost separat de Dumnezeu. La început totul era unit, trăiau mulțumiți la sânul său, nu exista nici tu, nici eu, nici el, nu exista al meu, al tău, nu existau două lucruri, totul era una, un cosmos, o ființă. Acesta era paradisul despre care a auzit, acesta și numai acesta, de acolo am pornit cu toții. Iată ce își amintește sufletul, iată spre ce tinde să se întoarcă, binecuvântată fie moartea. Am urcat stâncele cu intenția să mă spovedesc acestui înfocat denigrator al vieții, dar am înțeles că era încă prea devreme. În mine viața încă nu pierise. Căci iubeam cu putere lumea cea văzută, Lucifer strălucea în mintea mea, nu se pierduse încă în strălucirea orbitoare a lui Dumnezeu. Mai târziu, îmi ziceam, mai târziu, când voi fi bătrân, când Lucifer va slăbi înăuntrul meu. M-am ridicat, bătrânul și-a înălțat capul. Plece, a întrebat. Drum bun și Domnul să fie cu tine. Domnul să te aibă în pază. Și o clipă mai târziu, pas jocoritor. Multe salutări lumii. Multe salutări raiului, i-am întors-o eu. Și spune-i Domnului că nu-i vina noastră, ci a lui. Pentru că el a făcut lumea atât de frumoasă. Deci, mergem și în deșertul Sinai, iar apoi mergem în Paris, unde este făcut cunoscut de către o studentă, parcă, filosoful Nietzsche. Ce a făcut acest gânditor? Care este porunca lui supremă? Ne-a spus să tăgăduim toate consolările noastre, zei, moralitate, adevărul și să construim singuri fără tovare și prin propria noastră putere. Să începem să plămădim o lume în care să nu ne fie rușine. Care e calea cea mai periculoasă? Pe asta o apuc. Unde se află abisul? Într-acolo o să merg. Care este cea mai bărbătească bucurie? Să-ți asumi completa responsabilitate. Însă se întoarce în Creta și spune că sufletul omului, care este în parte un suflet femeiesc, pentru că avem suflete androgine, simte nevoia de alinare. Și chiar dacă Dumnezeu este un vas, totuși parcă are nevoie de el. Călătorește ulterior în Viena, când de la Iisus se îndreaptă spre filozofia lui Buddha, spre renunțarea la orice fel de dorință, care, de fapt, așa cum ne spune Ellen White, este și asta o dorință, de aceea este destul de greu de înfăptuit. Urcându-se în Grecia, este sunat, este contactat și este comunicat că este nevoie de el în Caucaz pentru a negocia sau a contribui la repatrierea unor greci, în calitate de director general în minister, și spune că este entuziasmat pentru că în sfârșit are ocazia să
să recurgă la acțiune, că era sătul de filozofie, era sătul de idee. Iar spre final avem un penultim capitol în care se întreabă ce a reușit să înțeleagă din această viață, ce este Dumnezeu, și spune că Dumnezeu a fost când suprema himeră, când suprema speranță sau suprema certitudine, în funcție de cum s-a simțit sufletul lui, dacă a simțit că a descoperit adevărul sau a fost descumpănit în anumite momente când a meditat asupra divinității. O singură cale și numai una te apropie de esența vieții, urcușul, înălțarea, o spune din nou. Ne naștem larve și prin strădanie proprie trebuie să ne prefacem în fructuri. Iar într-un ultim capitol, vedem că bătrânul cu care discută în început era El Greco, pictorul El Greco, un pictor al Renașterii Târzii, care în pictura sa trece de la un stil realist la manierism, la a exagera trăsături pentru a exprima ceva particular dincolo de legendă și de tema religioasă abordată, pentru a exprima ceva personal. Iar pe coperta avem pictura cu orașul Toledo în flăcări și Zanzachis îl întreabă în acest vis în care discută cu el, terminând cartea ciclic, tot cu visul, și spun la un moment dat că toate problemele sale se limpezesc în vis, așa simt și eu câteodată, îi spune lui El Greco despre pictura sa, despre orașul care arde, nu poți să prefaci focul în lumină? El Greco îi răspunde, de ce te grăbești? Asta nu-i treaba ta. Tu și mania ta pentru lumină. Aici suntem pe pământ, nu suntem în nori. Aici e pământul cu trupurile sale făcute din carne, grăsime și oase. Să încercăm să le prefacem în flacără. Sunt puține cele pe care le putem preface, pe cele mai multe nu le putem, dar este destul și atât. Focul stă adormit chiar și într-un ciot uscat, într-o frunză, în cea mai strălucitare mantie de mătase a unui rege și așteaptă să vină omul să-l trezească. Aceasta e datoria omului. Kazantzakis îi răspunde că este extraordinar de mândru ca Lucifer, însă pictorul îi spune că este extraordinar de singur. Într-o noapte l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, când ai să-l ierți pe Lucifer? Și Dumnezeu a răspuns, când are și el să mă ierte pe mine. Înțelegi, tânărul meu prieten, dacă vei fi întrebat într-o zi cine e cel mai apropiat colaborator al lui Dumnezeu, poți să spui Lucifer. Dacă vei fi întrebat care e cea mai adâncă mâhnită dintre făpturile lui Dumnezeu, poți să spui Lucifer. În cele din urmă, dacă vei fi întrebat cine e fiul risipitor pe care tatăl îl așteaptă cu brațele deschise, tăind pentru el vițelul cel gras, poți să spui Lucifer. Și acum îți voi povesti cele mai ascunse taine, pentru că dacă eu nu voi fi în stare să împlinesc tot ce mi-am pus în gând, să știi că tu va trebui să continui lupta. Există trei feluri de suflete, trei feluri de rugi. Prima, Doamne, sunt un arc în mâinile tale, întinde-mă, căci altfel voi rugini. A doua, nu mă întinde prea tare, căci mă voi rupe. A treia, întinde-mă cât poți tu de tare și dacă mă voi rupe, cu atât mai rău. Alege, deci, că alegeți sufletul. Iar Kazantzakis s-a ales. A ales lupta, așa cum spune de la început, lupta de a înțelege, de a căuta adevărul, chiar dacă în final și-a dat seama că acesta s-a tot schimbat. A acceptat acest destin al său, această nevoie. Și spunem că o joadă de iubire, cine poate face deosebirea între o fulgerare de o clipă și eternitate? Adică dacă așa e viața, cred, cât timp ai iubire, chiar suferi atât de tare, chiar nu poți duce până la capăt. Dacă iubești totuși, până la urmă, ideea și această căutare, poți rezista. Asta o spun eu, el spune, o viață a trecut de atunci, n-am putut afla în ale cui mâine, ale lui Dumnezeu, ori ale diavolului, s-a rupt arcul. Dar m-am bucurat să simt o forță mult mai mare și mai pură decât a mea, care îmi potrivea mereu săgeata și trăgea. Orice bucată de lemn e din adevărata cruce, pentru că din fiecare bucată de lemn se poate face o cruce. La fel, toate trupurile sunt sfinte, pentru că din fiecare trup se poate face un arc. Toată viața am fost un arc în mâine sățioase, nemiloase. De câte ori aceste mâini nevăzute au întins arcul până când l-am auzit părind, gata să plesnească. Să se rupă, strigam eu de fiecare dată.
Tu mi-ai poruncit să aleg părinte și eu am ales. Sărut mâna străbune, primește salutul meu străbune. Pentru mine e un exemplu și a fost un exemplu că în ciuda tuturor greutăților poți să duci până la capăt o luptă, poți să fii în același timp și luptătorul și credinciosul, chiar dacă crezi într-o putere de deasupra ta sau crezi în tine, poți să-ți accepti în același timp dorința de a-ți bucura trupul, la fel cum poți simți și dorința de a-ți bucura mintea. Chiar dacă uneori tind să te izolezi pentru a ferice această latură spirituală, alteori o fericești mai mult prin contactul cu oamenii, prin a ieși, prin a trăi printre ei. Și cât timp nu te duci în nicio extremă, și asta mai zis și în clipul anterior, viața îți va permite să creezi. Altfel, probabil că se va termina prea repede. Data viitoare vom trece la Dostoevski, dar până atunci spor la citit. Și nu uitați, click, like, subscribe, share.